Duminică 7 iulie, începând cu ora 9.30, pe Hipodromul Ploiești, începe Marele Premiu Regal al României la trap competiție organizată de CSM Ploiești. Tot în aceea zi se va disputa o cursă internațională de galop organizată în colaborare cu Federația Hipică Română și un concurs demonstrativ de sărituri peste obstacole. Rezerva celor mai buni cai trăpași de patru ani tradiția Marelui Premiu Regal al României la trap a început în anul 1924, fiind organizat atunci pe hipodromul Floreasca. Din anul 1961, când cursele de trap au fost transferate pe hipodromul Ploiești, această cursă atrage în fiecare an mii și mii de spectatori, fiind evenimentul hipic principal al țării noastre. Prețul biletului de intrare este de 5 lei de persoană, iar copiii cu vârsta până la 7 ani au accesul gratuit.